Programul Național Masă Sănătoasă continuă și în școlile din Maramureș după ce guvernul a extins programul la începutul acestui an. Acesta se adresează preșcolarilor și elevilor prezenți la activitățile didactice pe perioada cursurilor, conform structurii anului școlar, și implică acordarea cu titlu gratuit zilnic a unui suport alimentar constând într-o masă caldă sau, după caz, într-un pachet alimentar în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată. În data de 15 ianuarie 2024 a fost publicat în monitorul oficial hotărârea privind instituirea programului național Masă Sănătoasă. Este denumit de anul acesta Masă Sănătoasă și nu Masă Caldă, cum a fost până anul trecut școlar. Și urmează să se facă selecția unităților de învățământ, selecție care se realizează de către Inspectoratul Școlar Județean. Apoi, lista unităților de învățământ selectate se va transmite Ministerului Educației. Vreau să precizez că suportul alimentar constă, după caz, într-o masă caldă sau un pachet alimentar pe zi, după cum urmează: masă caldă preparată în regim propriu pentru preșcolarii și unitățile de, și elevii din unitățile de învățământ în care există cantină, sau masă caldă în regim de catering, respectiv pachet alimentar în situații în care nu există posibilitatea asigurării mesei calde în regim propriu sau de catering. Programul Național Masă Sănătoasă are ca scop sprijinirea participării la educație a tuturor copiilor prin oferirea unei alimentații sănătoase care să susțină învățarea, prin crearea motivației de studiu, menținerea echilibrului socio-emoțional și întărirea stării de bine a elevului. De asemenea, este important să reținem și faptul că preșcolarii și elevii care vor beneficia de acest suport alimentar trebuie să îndeplinească anumite condiții pentru a putea beneficia de acesta. Și, pe de altă parte, aceste condiții sunt cuprinse în hotărârea de guvern din data de 11 ianuarie 2024. Unitățile administrativ-teritoriale cu unități de învățământ preuniversitar cuprinse în programul pilot de acordare a unui suport alimentar pot începe procedurile de implementare a Programului Național Masă Sănătoasă pentru acest an. Programul va fi organizat în ceea ce ține de partea de finanțare, de organizarea procedurii de atribuire a contractelor și alte aspecte similare. Așadar, aceste atribuții revin unităților administrativ-teritoriale pentru fiecare zonă. Bugetul alocat pentru Programul Național Masă Sănătoasă în anul 2024 este de 1.139.400 de lei, în beneficiul preșcolarilor și elevilor din maxim 1.000 de unități de învățământ preuniversitar de stat.